Meci aspru în weekend între Gloria Vadupașii și Team Săgeata. Partida disputată la Limpeziș pe teren neutru a fost câștigată de portocalii, în ciuda faptului că echipa din Săgeata a evoluat cu un om în minus 80 de minute. În acest context, cu maxim de puncte, Romeo Stan, Cătălin Vlaicu și compania devin favorite la câștigarea play-off-ului după doar 3 partide disputate. Săgeata are maxim de puncte grație victoriilor cu Lanurile Berca și Vadupașii. În celălalt meci disputat în weekend, Lanurile s-au impus în deplasare la Berca cu 2-1. Câștigătoarea play-off-ului va fi desemnată în urma unei finale programată după Paști. Pentru echipa campioană a Buzăului urmează un baraj stabilit prin tragere la sorți de către FRF. Dacă va trece și de baraj, campioana județeană ar urma să dispute un alt meci decisiv cu una dintre codașele ligii a treia.